Bună ziua, DNA a cerut instanței Curții de Apel București să sesizeze Curtea de Justiție a UE și să întrebe dacă trebuie să țină cont de deciziile CCR privind prescripția. Dacă s-ar ține cont de deciziile CCR privind prescripția în sensul în care solicită avocații Elenei Udrea, adică să retroactiveze pe principiul legii penale celei mai favorabile, atunci dosarul Elenei Udrea ar fi prescris încă din 2019. De asemenea, un alt dosar al finanțării campaniei prezidențiale a lui Traian Băsescu, în care Elena Udrea a primit 8 ani de închisoare, însă nu este definitivă acea decizie și acel dosar ar fi prescris. Însă, în urmă cu câteva momente, instanța Curții de Apel a respins cererea DNA de a sesiza Curtea de Justiție a UE. Spune instanța Curții de Apel București că are timp să judece acest dosar până când faptele se vor prescrie și oricum în octombrie, în Alta Curte de Casație și Justiție, trebuie să se pronunțe și să interpreteze dacă deciziile CCR retroactivează așa cum cer avocații Elenei Udrea și condiții în care dosarele ei ar fi prescrise. În acest moment, Curtea de Apel a respins solicitarea DNA. Este o informație de ultimă oră.